Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Avem plăcerea ca în studio să fie domnul profesor Valeriu Drulă, directorul Colegiului Național George Coșbuc din Mutru, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, mulțumim pentru invitație, bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Ne bucurăm să fiți în emisiunea noastră, mai ales că sunteți din celălalt municipiu al județului, e vorba de Mutru. În același timp, conduceți unul dintre cele mai importante licee din Gorj și aici vorbesc prin prisma rezultatelor din ultimii 15 ani, că cred că liceul dumneavoastră cam 15 ani are exact vechime. Exact 15. Începem discuția noastră, pentru că am vrea ca în această emisiune cei care se uită la noi să constate un lucru, adică noi l-am constatat, dar am vrea să reiese și din discuția noastră sau vedem cum va fi, despre faptul că, iată, carte se poate face și în afara Târgu Jiului, ba cu succes, pentru că dumneavoastră vă plasați undeva în primele trei licee din Gorj și asta constant în ultimii ani. Și iată, nici la o vechime foarte mare, pentru că liceul are 15 ani. E adevărat că aveți o tradiție mult mai veche, pornită din vechiul liceu din Mutru, vechiul liceu tehnic. Între timp v-ați despărțit. Haideți să începem totuși cu istoria, dacă o luăm așa, să vorbim puțin de ultimii 25 de ani de învățământ la Mutru, pentru că dumneavoastră vă confundați practic cu învățământul motrean, învățământul liceal din Mutru. Da. Eu sunt în învățământul din Mutru de 41 de ani. Am început activitatea de profesor la fostul grup școlar minier Mutru, liceu industrial minier Mutru, diferite colegiul Constantin Rădulescu Mutru sau liceu, după care a devenit colegiul tehnic Mutru. În ultimii ani ai secolului trecut sau ai mileniului trecut, grupul școlar avea foarte mulți elevi, în jur de 3.000 de elevi. Devenise un mastodont și foarte greu în anii aceia de după 90, foarte greu se mai așezau lucrurile. Și în condițiile astea s-a luat hotărârea ca să se înființeze un nou liceu. Și s-a desprins din grupul școlar de atunci Colegiul Național George Coșbuc, care are toate nivelele, în afară de învățământul preprimar. Învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământul liceal. A progresat treptat cu greutățile inerente oricărui început de drum. Cu toate acestea, acel grup de profesori stabiliți în principiu în municipiul Mutru a depus acele eforturi necesare pentru a-i da un nume. Am găsit acest nume, deși am fost întrebat de multe ori de ce George Coșbuc. Personalitățile istorice sau științifice sau de altă natură ale acestei zone aveau numele ocupat de diferitele licee din județul Gorj, diferitele școli. Și atunci ne-am gândit că băiatul poetului George Coșbuc făcea deseori, și poetul, deseori drumuri în Gorj la Tizmana. Și există o fântână a lui Coșbuc, nu vrem să ne identificăm cu fântâna lui Coșbuc, dar exista deja o tradiție. Și în condițiile acestea ni s-a acceptat... Bine, fântâna e mai spre Târgu Jiu, puțin, da. Ni s-a acceptat acest nume și a rămas acum deja cu el intrat în mentalitatea, mentalul colectiv. Deci toată lumea știe. Da, ca o completare, să știți că George Coșbuc a trecut de foarte multe ori prin la mănăstirea Gura Mutrului, deci în zona Mutru a trecut de mai multe ori. Așa că putem să zicem de o legătură și de altă natură, nu numai dispariția tragică a copilului său în 1915. Da. Oricum, e o personalitate a poeziei românești și nu avem niciun sentiment de respingere sau resentiment față de numele pe care l-am ales. Nu, ați făcut din nume un renume, practic, în ultimii ani. Și asta vă spuneam, deci vă susțin rezultatele. Nu este o, să zicem așa, o licență de reporter până la urmă sau de redactor. Noi am și intitulat emisiunea noastră Colegiul Național George Coșbuc, Secretul unei reușite. Și de ce vă spun și asta, aș vrea să aflăm în seara asta de la dumneavoastră pe lângă alte lucruri, de asta am și pornit cu tradiția și cu împărțirea. Adică, cum ați reușit totuși să creșteți în acești 15 ani atât de mult, mai ales că această creștere se leagă aproape doar de numele dumneavoastră,
mă refer ca și manager, pentru că ați vorbit deja de o echipă de colegi cu care ați mers de la început și cu care mergeți în continuare, iată, cu unii dintre ei, că bănuiesc că natural fiecare dintre noi la un moment dat trebuie să să meargă spre pensie. Care e secretul până la urmă? Asta am vrea să aflăm în această emisiune, de ați putut să faceți aceste lucruri, că poate prin alte părți se dorește să se acceadă spre o asemenea performanță și nu se reușește. La început a existat multă neîncredere a colegilor, a comunității din municipiul Motru în legătură cu înființarea acestei școli. Profesori care refuzau să-și facă transferul de la altă școală la colegiu, chiar fugeau. Eu nu i-am fost director decât în primul an, după care m-am retras din motive personale, aveam nevoie și de îngrijire medicală. 4 ani și jumătate după ce eu m-am retras, o altă colegă de-a noastră i-a fost director. E vorba de doamna profesoară Roșianu Maria, profesoară de chimie. După care ne-am revenit foarte multe sfaturi, uneori presiuni, ca să reiau activitatea de manager la această școală și am acceptat-o în luna martie 2006. De atunci am rămas pe poziție, deci am fost consecvent din acest punct de vedere. Sigur că între timp elevii au venit tot mai mult spre noi datorită primelor rezultate pe care am luat și o tradiție de acolo. Noi am venit de acolo cu clase de teoretic. Nu am avut spațiu școlar să le aducem pe toate de la început. S-a simplificat învățământul primar și gimnazial, în sensul că mai există 2 școli gimnaziale în Motru care au preluat o parte din aceste clase și atunci treptat am adus toți elevii de liceu teoretic. Deci filiera e teoretică, ambele profile uman și real și toate specializările. Pe real avem matematică, informatică și științe ale naturii, pe uman avem filologie și științe sociale. Am ajuns la un moment dat de la proiecția acestei școli pe câte 4 clase de liceu pe nivel la 6 clase pe nivel permanent și uneori și a 7-a la nivelul clasei a 9-a sau a 10-a, care se răsfrânge spre nivelul superior. Examenele de bacalaureat în primii ani le-am susținut cu elevii noștri la grupul școlar Constantin Rădulescu Motru sau după aceea Colegiul Tehnic Motru. După care, din 2007, bacalaureatul s-a susținut, dar și dincolo, și aici, rezultatele noastre au fost tot acolo. Totdeauna procentul a fost peste 90%. Personal, nu prea-s de acord cu acest procent și să mai iau modelul nostru, e cam francez, de exemplu, în Franța, aproximativ 70% este succesul la examenul de bacalaureat. Sigur, altă organizare pe diferite nivele. Însă, am preluat tradiția aceea de dezvoltare a elevului în școală atât pe, ținând cont de aptitudine, înclinațiile lui, deprinderile lui formate ulterior, dar și de cerința comunității locale. Din momentul acela, elevii Motrului care doreau și zonei înconjurătoare, care doreau un profil tehnic, îl găseau în municipiul Motru, elevii care doreau un profil teoretic, îl găseau la Colegiul Național George Coșbuc. Examene reușite, după aceea s-a simplificat nivelul gimnazial, nivelul primar, am avut parte de un corp profesoral, l-aș numi și de excepție. Adică cadre didactice foarte bine pregătite, cu multă experiență în spate, care într-adevăr au ridicat în permanență ștacheta. Și din ce în ce mai mult elevii au venit către noi. În momentul de față ne confruntăm chiar cu o suprapopulare a claselor de elevi. Uneori suntem nevoiți să trecem peste limita legală de 30 de elevi pe clasă la gimnazial și liceal. Dar și la învățământul primar avem clase care se apropie de 30. În sfârșit, acestea sunt chestiuni ale noastre interne. Sper să le rezolvăm încât și activitatea pe care o desfășoară profesorul la clasă sau învățătorul, profesorul pentru învățământul primar, să poată fi eficientizată, optimizată, încât rezultatele copiilor să fie dintre cele mai bune. Ați rezolvat cu acest colegiu George Coșbuc o situație. Și anume, mi-aduc aminte, pe când eram eu elev de liceu, aveam colegi din Motru, mai ales pe ramura umanistă, pe
genul, cunoșteam colegi din Tudor care erau de la Motru. Practic, în ultimii ani, dacă o să dai pe la liceu, foarte rar când găsești câte un elev din Motru. Deci ei au găsit în dumneavoastră, partea teoretică vorbesc acum, au găsit locul, au găsit calitate ca să nu mai plece să facă acea navetă, că la unii chiar așa era vorba, de această navetă de 40 de kilometri, da. De fapt 80 de kilometri zilnic. Deci ați răspuns și unei necesități, însă explicați-mi totuși cum se face că sunteți în topul de primele 3 licee la media de intrare. Practic dumneavoastră vă adresați totuși unei zone restrânse, nu vă bateți cu un liceu din Târgu Jiu, dar cu toate astea aveți mediile foarte sus. Da. Deci nu numai rezultatele de ce iese bacalaureatul, de care am vorbit puțin mai devreme, ci și intrarea se face la o medie foarte bună. Da. Aici răspunsul cred că ar consta în calitatea învățământului din școală, efortul profesorilor și învățătorilor pentru a ridica nivelul de pregătire ale elevilor noștri, încât ei să poată face în continuare față cerințelor societății. Cred că aici am găsit, ne-am bucurat de un cor de profesori care chiar depuneau eforturi, nu se limitau doar la munca de la catedră din oră. Eforturi suplimentare și cam pe toată plaja de activități, atât cele curriculare, cât și cele extrașcolare, extracurriculare. În felul ăsta, elevul nu doar că stă 4 ani în școală și ia bacalaureatul și se duce la o facultate unde are succes, facultate de top, căutate, mă rog. El în cei 4 ani desfășoară și o altă serie întreagă de activități, de la cele extrașcolare până la proiecte de nivel european, activități de voluntariat, activități comunitare, de cultură, serbări școlare, expoziții, vernisaje. Deci este o gamă întreagă de activități care i-a atras pe copii și de-a lungul acestui timp destul de scurt am depistat și noi prin profesorii școlii de specialități respective o mulțime de talente. Începând chiar de la creație, de la limba română până la sport, educație fizică. L-am pronunțat ultimul, nu înseamnă că este ultimul dintre obiecte. Ceilalți, comunitate, o comunitate mică, în jur de 20.000 de locuitori. Mulți tineri plecați la diferite munci în țările Europei sau chiar în țările lumii. Au început să revină. Am primit copii născuți în străinătate de români care revin în țară și încep clasa pregătitoare, avem exemplu, încep clasa pregătitoare la Colegiul Național George Coșbuc din Motru, dar avem și în clase mai mari. Deci au constatat că poate este mai bine în România, în cazul ăsta, sau că poate le este mai bine într-o școală unde există într-adevăr multă aplicare a dascălului pe activitatea centrată pe copil. Da, e foarte important acest lucru. Pe de altă parte, sunteți totuși într-o situație, de asta e și mai importantă activitatea liceului noastră și pe partea extrașcolară, pentru că numai că e o comunitate mult mai mică, nu se compară cu Târgu Jiu, deci practic sunteți a cincea parte din Târgu Jiu, dar nu sunt nici ofertele care sunt la Târgu Jiu, de la muzeu, universitate, teatru, mai știu eu ce altceva. Deci practic școala joacă un rol mult mai important în viața comunității decât la Târgu Jiu. Cel puțin asta, da, așa pare, se pare. Noi ne bucurăm de un act de cultură prin venirea în Motru a unui teatru din afara, unei, știu, deci le primim, le acceptăm, copiii noștri le vizitează, organizați, iar ca să se bucure de mai mult, el trebuie să părăsească localitatea și să meargă într-un oraș care oferă aceste facilități. Totuși, nu am neglijat nici acest aspect și l-am popularizat prin alte forme. Deci, întotdeauna ne-am îndrumat copiii către activitățile acestea care au un rol foarte important în formarea lui de viitor. Mi-amintesc acum recent un teatru din Bacău. A mai fost în Motru. Ne-au solicitat dacă lăsăm elevii de la cel mic până la cel mai mare să participe la. Am făcut un parteneriat, i-am primit comunitatea de părinți, comunitatea profesorilor și copiii noștri au fost la acest teatru. E adevărat că
putem să-i mai contactăm și noi și să-i solicităm. De regulă se oferă, adică cred că există suficiente posibilități în țară încât să primească și mutru astfel de echipe de, din afară, de actori, de cântăreți, să dezvolte și la elevii noștri aptitudinile, să le satisfacă cerințele necesare culturilor în formare. Vorbim de un liceu care are rezultate, vorbeam de doi parametri foarte importanți, admiterea și, bine, implicita evaluarea națională, admiterea și bacalaureatul, care sunt principalele repere ale unei activități didactice, dar, de fapt, cei din Motru vă remarcați și cu alte lucruri, vorbesc de Colegiul Național George Coșbuc, de la proiecte cu finanțare europeană, până la diverse alte concursuri, competiții, olimpiade școlare. De regulă se aude, deci Coșbuc nu mai este doar un nume respectat, este un nume acceptat. Deci nu e o surpriză în momentul când un copil de la Coșbuc se califică în faza națională la nu știu ce disciplină. Una să fie, să zicem, să vină de la o altă localitate din afara Târgu Jiului, când poate fi o surpriză, Motru este o constantă. Și asta e un lucru foarte important, ceea ce arată că ce se face la Motru este o activitate bine făcută. Da, cred că această constantă a jucat un rol important, deși putem fi învinuiți că devine liniară, devine plictisitoare. Nu, cred că niciodată o activitate constantă, întotdeauna ne dorim să facem mai mult decât să menținem. Am ajuns la un nivel greu să-l și menții, dar noi vrem să-l și ridicăm, nu să rămânem doar acolo. Însă o activitate care se desfășoară în mod constant este activitatea noastră școlară și în afara școlii. E adevărat că am beneficiat de un factor despre care în Motru se mai vorbește. Captăm elevii din școlile din Motru, absolvenții de 8 clase, dar și din zona înconjurătoare și din Mehedinți. Uneori am avut și peste 100 de elevi care vin în Motru, din zona imediat din vecinătatea Gorjului. Între ei s-au distins copii educați și cu multă așa negație supuși studiului. Vorbeam de această componentă pozitivă, de această latură pozitivă pentru noi. Celălalt colegiu este tehnic. Cum există la noi această mentalitate, acolo se îndreaptă de regulă băieții, populația școlară masculină. Și noi avem în proporție de 80% cealaltă parte a populației. E adevărat că întotdeauna fetele au o mai multă aplicare spre studiu, spre mai mare, studiu, da. Și o mai bună disciplină. Băieții sunt mai zburdalnici, mai multă energie, un consum mai năbăduios de energie din aceasta și se îndreaptă către colegiul tehnic, unde au și partea de, au avut partea de școală de arte și meserii. Actual începe să se reintroducă așa în ritmul ăsta încet și în școala aceasta profesională, dar oricum cei mai mulți elevi se înscriu la Colegiul Național George Coșbuc pentru admitere și își adaugă opțiunile de la Colegiul Tehnic, eventual din alte părți. Nu se pleacă din Motru decât în școli care nu există în Motru, adică vocaționale, la liceu de arte, la un liceu sportiv, cu program sportiv, unde vrea să facă un sport de performanță. Dar mi-amintesc că în primii mei ani de învățământ, cei mai buni elevi din Motru părăseau localitatea. Sigur că erau după 10-11 ani de existență acestui oraș. În anii 74-80, o echipă foarte bună de, și vorbesc aici în primul rând de disciplina matematică, acolo s-a format, după care și celelalte discipline, da, o veritabilă tradiție pe matematică, da. O școală de la Motru s-a vorbit de ea, da. Exact. Nu mai pleca nimeni. Deci n-au mai părăsit Motru pentru Târgu Jiu, pentru Drobeta, Turnul Severin sau pentru Craiova. Au rămas acolo cu oarecare neîncredere, dar după primele rezultate obținute la admiterile în facultățile vremii, Motru s-a așezat acolo unde este locul din punct de vedere al învățământului. Deci beneficiem de această deplasare a absolvenților clasei a 8-a către Colegiul Național George Coșbuc. În fiecare an ne realizăm planul de școlarizare la nivelul maxim.
dacă, de exemplu, am avea posibilități sau am fi mânați de alte idei și am propune într-un plan de școlarizare 10 clase sau 12 clase, s-ar realiza toate. Nu mai știu însă atunci dacă nivelul învățăturii și al rezultatelor ar mai fi cel actual. Însă, preluăm și copii prin transfer din diferite locuri, chiar și de la Tehnic Motru, din alte părți, și copii care nu sunt atât de bine formați, dar integrați în masa de elevi care se deplasează toți către studiu și sunt cuprinși de aceeași abnegație, de aceeași dorință de a fi alături de ceilalți. Și reușim în felul ăsta niște rezultate care sunt într-adevăr foarte bine privite și sunt și bune. Este unul din secretele acestea de care vorbeam noi, unul din secretele reușitei dumneavoastră este și această integrare între copiii buni altora, care mai puțin pregătiți sau dispus studiului la altă școală, dar în momentul când vin și văd pe ceilalți, o ia după ceilalți, practic, da, e aceea direcție. Este. Și asta putem să auzim din vocea comunității locale, care vor să-și aducă proprii copii să fie elevii noștri. Întrebați așa de omul de pe stradă, de ce vreți la Coșbuc? Păi acolo luăm examenele. Deci e vorba de o mentalitate, dar ea arată, de fapt, grija noastră pentru acești elevi. Spre exemplu, dacă aș organiza examenul de bacalaureat, cred că n-ar fi chiar 98-95, am avut și 100% în anii ăștia în care, din 2011... Dar de când s-a năsprit condițiile, da. Da. Ideea de copiat, ajungem și acolo, a fost un flagel în învățământ, într-un studiu din anii 2000 până în 2011. Ideea de copiat se mai menține în mentalul colectiv, așa, a cam intrat, dar ea dispare treptat. Măsurile acestea care s-au luat au ajutat și ele, însă noi vrem prin educație să respingem această tentalor, această tentativă. De exemplu, în Occident, în Statele Unite, nu există ideea copiatului. Dar nu există nici ideea să copiez, să iau o medie mare, o notă bună, că eu vreau să mă duc la acea facultate care are niște exigențe impuse. Acolo, probabil că un învățământ, eu știu, așezat zeci de ani din urmă, a dus până la urmă la înlăturarea acestei mentalități de a copia. Deci niciodată nu există acest lucru. La noi încă există. Și iată, anul acesta am avut și noi o elevă care a fost eliminată din examen pentru tentativă de fraudă. Da, e prima dată când avem. Și o elevă? O elevă, bine, da. Din 80% era undeva normal să fie o elevă și nu un elev. Da. Glumesc, da, acum. Iar o altă idee, acum 3 ani ni s-a aprobat o clasă de a 10-a, se mai pierduseră clase de a 10-a, liceele tehnice au acele pierderi de elevi. Ni s-a aprobat o clasă la noi și am format-o cu elevi care erau transferați din afară sau elevi din interiorul școlii care se solicitau transferul de la o specializare la alta. Clasa avea 29 de elevi. Ei au dat examenul de bacalaureat în această vară. Din 29 au promovat 20. Nu au căzut. Deci noi am reușit să integrăm pe cei din afară, iar la sesiunea din toamnă, din cei 9 au mai promovat 5. Deci practic, practic este o recuperare din aceasta și atunci ideea imediat se aude în comunitatea locală și în felul ăsta mai avem oarecare cazuri și cu transferul elevilor din afară. Locurile sunt limitate și suntem în postura de a nu satisface niște cerințe. Deci încercăm să rezolvăm încât să putem să mulțumim părinții, comunitatea și elevii, mai ales că sunt acei elevi care doresc să studieze, doresc să se formeze, doresc să ajungă să facă, să acceadă în învățământul superior. Cum este cu baza materială, în condițiile în care spuneați dumneavoastră ați plecat în anul 2000, într-o altă locație, realitatea că întâmplarea a făcut că știu acel liceu în primul an, sunt lucruri care s-au schimbat în mod esențial și la, și la partea materială la liceu în ultimii ani. Da. Am început modernizarea, pot să-i spun modernizarea bazei materiale a școlii în anul 2007. Școala nu avea un acoperiș, ploua,
Erau acele lucrări făcute în pripă, în viteză, dată în folosință în 1995, de la un proiect cu o școală uriașă, a ajuns la un proiect cu școala pe care o știm, cu 20 de săli de clasă, acolo o bibliotecă mică. Spațiul este insuficient, dar am reușit să facem o dotare încât să schimbăm nu numai aspectul acela de conținut, calitatea învățământului, să o ridicăm, ci și aspectul exterior, să fie plăcut în școală, copiii să vină cu plăcere, profesorii să își desfășoare în bune condiții activitățile școlare. Și am dotat-o cu mobilier nou, toată școala, am acoperit-o cu țiglă, deci a scăpat de, am făcut diferite lucrări de întreținerea ei, de reparații, încât apoi continuate cu anii următori. Am făcut o zugrăvire exterioară, avem un părculeț acolo, avem un spațiu verde, o sală de sport, din cele 400 de sări de sport construite atunci, încât putem să ne facem activitățile noastre. Da, una din sările de sport care se folosește din cele 400, că sunt multe care nu se folosesc din nefericire. Se folosește. Sala de sport este în întreținerea primăriei municipiului Motru. Nu știu dacă școala am fi putut să o întreținem. Mai avem câteva lucruri acolo de corectat, dar în principiu suntem pe un drum bun care oferă copiilor noștri posibilitatea să facă sport în condițiile Vorbeam de investiții și dintr-un alt motiv. Sunt comunități, și mă refer aici mai mult în zona rurală, care nu se prea preocupă de școlile din zona respectivă sau oricum o fac la nivelul obligației, dar foarte puțin. Sunt școli și aici și la nivelul municipiului Târgu Jiu și la nivelul municipiului Motru, unde s-au băgat bani în școli. La dumneavoastră, inclusiv și la tehnic, s-au făcut investiții mari în ultimii ani și în școlile gimnaziale, dar iată, dumneavoastră veniți, să spunem așa, și cu justificarea pentru comunitatea locală să investească, pentru că, iată, copiii din Motru își găsesc aici nevoia de formare până la urmă, găsesc să facă școală și, bineînțeles, după aceea pleacă spre țările calde, spre zonele, mă refer, centrele universitare mari, pentru că asta aș vrea să vă întreb. Unul din criteriile după care se face, să spunem, evaluarea unei școli, a unui liceu, este partea de integrare în învățământ superior sau integrarea pe piața muncii. Fiind un liceu teoretic, e clar că e vorba mai ales de învățământ superior. Așa, după ce știți dumneavoastră din statisticile dumneavoastră, cum stați la coșbuc în privința integrării în învățământul superior? Nu trebuie să spun 100%, că mai sunt câteva pierderi, copii care pleacă la părinți, care sunt în diferite țări, dar toți elevii noștri merg în învățământul superior. Lupta acolo nu este ca să intre în învățământ, este ca să intre la facultățile pe care și le doresc. Automatizări și calculatoare, informatică, mă rog, științe economice, drept și pe plaja de real și pe plaja de uman. Deci și facultăți de top, specializări de top. Facultăți de top. Acolo este lupta. Medicină, din nou, am văzut acum reviriment al facultăților de medicină. O mulțime de elevi ai noștri se îndreaptă către facultățile de medicină. Acolo se dă și admitere și iată admitere, că merg acolo. Da. Da, și se duc fără teamă la facultăți unde chiar se dă admitere. E foarte important acest lucru. Dar pentru că vorbeați puțin de presiunea asta care e pe media aceea de la BAC, care produce multe nenorociri, ca să spunem așa. Am mai scăzut acum. Da? Care ar fi soluția? Și acum vorbim cu un, spuneați dumneavoastră mai devreme, deci un om cu experiență, un manager cu 40 de ani, peste 40 de ani de învățământ în spate. Care ar fi soluția? Pe de o parte să reducem presiunea pe bacalaureat, dar în întregul trebuie să avem și o evaluare cât de cât normală la sfârșitul clasei a 12-a. Și mă gândesc că logic ar fi să nu cerem același lucru la colegii de la tehnic, pentru că ei au alt nivel și la momentul când intră, decât la Coșbuc sau la Tudor Vladimirescu sau la Spiru Haret. Da. În special în clasa 12-a, elevii își mută accentul pe disciplinele care le sunt necesare la un examen. Obiectele de bacalaureat și obiectele de admitere, care nu întotdeauna sunt aceleași. Normal că fac o investiție de energie, o investiție de timp, de studiu mare. Acum,
ce se întâmplă cu ei. Unii reușesc, unii nu. În ultimii ani a mai scăzut exigența de medie de notă la unele facultăți. Sigur, centrarea lor pe discipline respective duce la neglijarea altor discipline. Cred că, și nu numai la noi, cred că e cam peste tot această idee de a slăbi puțin exigențele la nivelul ultimilor ani în licee, încât să le dăm acest ajutor de timp. Dar cum? Acest ajutor de timp poate în detrimentul altui timp pe care ei nu l-au utilizat cu eficiență, încât să-și optimizeze studiul. Sigur, sunt aspectele copilăriei și adolescenței, iar soluția pentru acest lucru eu nu văd decât educația. Deci o educație în acest spirit. Evaluările acestea de la clasa a doua, a patra și a șasea, cred că spun ceva și cred că au un efect pozitiv în continuare în dezvoltarea copilului mic, școlarului mic. Uneori, testele acelea mai de tip european mi s-au părut mai simpliste, chiar mai simple. Aici, deci noi ieșim prost la evaluările de PISA în ultimii ani, suntem peste locul 40. 32, mi se pare, suntem în... Sau cam așa ceva, da. Dar oricum, pe sub, dacă iei la copiii buni, e un test de un nivel chiar sub mediu. Da. În timp ce, într-adevăr, da, ne ridică probleme mai mult ca tipologie de probă, nu neapărat de cunoștințele pe care le presupune acel test. Uitați, am auzit idei în care se spune că școala europeană occidentală este un fetiș și că învățământul nostru este mai bun. Eu consider că învățământul nostru este bun. A fost un învățământ foarte bun și cred că este un învățământ bun. Problema este la finalități. La finalități, Europa oferă absolventului un loc de muncă, un drum, îl știe dinainte, știe pentru ce se pregătește. La noi, la finalități, adesea am primit din partea elevilor acest repros, această exprimare și ce să fac eu cu liceul dacă îl termin. Uneori ne dezarmează și poate nici nu avem răspunsuri. Totuși, până la vârsta de 19 ani, 20 de ani, activitatea unui copil este doar o activitate școlară. Așa ar fi și firesc. Deci el se pregătește în școală pentru viitorul lui. Altceva ce ar putea să facă? Deci unii dintre copiii noștri pleacă chiar la o vârstă timpurie, prin abandon școlar, să lucreze în sănătate, iau părinții și așa mai departe. E o greșeală mare pe care o face familia acolo și aici aș pune un mare accent pe colaborarea școlii cu familia. În general, părinții, comunitatea părinților ar trebui să fie primul partener educativ al școlii. Eu nu-l văd ca fiind primul, chiar îl văd undeva mai în jos, mai la subsol. Și alții factori educativi devin partenerii noștri de vârf. E adevărat că sunt efecte pozitive, poate reușim să îndreptăm multe lucruri. Însă acolo unde lipsește educația din familie, lucrurile sunt mult mai greu de îndreptat. Când anunțam emisiunea pentru astă seară pe Facebook, spunea cineva, era ca o concluzie, ca o întrebare și se leagă cu chestia asta, în care spunea că ar vrea să vadă așa cum făceau numele mari și sau fac numele mari din învățământul gorjan, pentru că unul din aceste nume sunteți dumneavoastră, poate de asta vă și spunea respectiv, ca să ne mai întoarcem la vremurile când un diriginte, un profesor, mergea acasă la elev să vadă cum trăiește, ce mănâncă, chestii de acest gen, să-l vadă pentru că în ultimii ani profesorii în general nu se mai preocupă de copilul respectiv. Adică se rezumă cel mult la activitatea de la catedră. Ori, la Motru și mai ales în colegiul dumneavoastră, acea echipă de care vorbeați dumneavoastră, se întâmplă să se treacă puțin de catedră? Sau se rămâne doar la activitatea strict didactică? Nu, se mai întâmplă. Însă majoritatea diriginților și învățătorilor au o legătură foarte strânsă cu familia. Aici ne bucurăm de contribuția pe care o aduc profesorii noștri, pentru că a cunoaște mediul copilului, mediul în care trăiește, în care își învață, în care își desfășoară activitatea, este foarte important, că profesorul poate corecta anumite lucruri. Familia poate ocupată, părinții sunt ocupați cu munca. Foarte multe familii dezorganizate, destrămate.
alții plecați în străinătate, destul de mulți plecați în străinătate, fie unul, fie amândoi. Iar copiii rămân în grija unui bunic, unei mătuși, deci nici măcar nu le fac o tutelă, să-l facă tutorie sau o curatelă la primărie, pur și simplu lasă. Când e vorba de o responsabilitate asupra copilului, n-avem cui să-i o cerem, pentru că el nu este îndreptățit. Însă au început să mai schimbe lucrurile. Cred că o parte din părinți au înțeles, însă la motivul care vin este acela, noi nu avem timp, noi ne ducem la muncă. Și privatizarea are și efectul ei imediat. Una este un timp mai îndelungat în care lucrurile să fie puse în albia lor și alta este să faci imediat ceva și să constați că nu îți rămâne timp ca să ai grijă de cel mai important lucru pe care l-ai în viață, propriul tău copil. Și în felul ăsta avem și eșecuri. Sunt eșecuri ale familiei, eu le consider și eșecuri ale școlii. În schimb, constat că noi n-am avut niciodată un abandon școlar. Cred că sunt poate printre puținele școli care nu au o asemenea situație. Da, dar căutăm soluții încât să poată continua într-o formă sau alta școală. Spre exemplu, în clasa 11 sau 12 nu este un învățământ obligatoriu. Totuși, statul român alocă financiar pentru ca elevii să-și continue studiile. Aici mai e câte o pierdere, în special, de exemplu, de la eleve. Se căsătorește. Nu interzice nimic. Nu avem nicio precizare undeva. Dimpotrivă, avem precizarea că în situații de asta să ajutăm eleva în cauză să-și termine școala. Sau elevii în cauză să-și termine școala. Uneori avem câte un eșec aici. Familia schimbă direcția studiului către alte direcții, alte preocupări, poate mai grele. Apropo de situația asta, dumneavoastră la Motru mai aveți ceva de gestionat și mi-a rămas cumva pe retină în urmă cu câțiva ani, cred că era într-o campanie electorală, dar nu asta, n-are legătură cu politica. La unul dintre restaurantele din Motru am rămas foarte surprins undeva la orele serii, foarte mulți copii la masă, dar care nu, deci nu cu alcool sau ceva, deci efectiv serveau masă. Întâmplarea a făcut să-mi spune, da, ăștia sunt la coșbuc, ceilalți sunt la tehnic, nu știu ce. Și întrebam, domnule, dar care e explicația? Și, în primul rând, că părinții fiind afară, financiar, copiii n-o duc rău. Da. Și vin și mănâncă, deci aveau un fel de abonament acolo în care își luau masa în oraș pentru, nu știu dacă știți o situație de genul ăsta, dar să știți că m-am întâlnit cu ea, dar nu, altceva vreau să vă spun. De copiii ăia aveau și telefoane mai performante, deci mâncau la restaurant cu toate astea și vă dați seama că mergeau și la școală. Cred că aveți un merit deosebit să-i faceți pe copiii ăia care totuși sunt și nesupravegheați poate suficient pentru că părinții sunt plecați, au și un nivel material în care tentațiile sunt mult mai mari pentru că au bani și cu toate acestea, iată, fac școală și o fac destul de bine. Da. Noi am cam lăturat absenteismul. Suntem printre școli pe locul 1, pe locul 2, pe locul 3, pe aici, pe undeva, la număr mic de absențe. Ce am făcut? Cu niște ani buni în urmă, anii 2006-2007, am tot gândit noi, echipa profesorii, echipa de conducere a școlii, ce am putea face încât să înlăturăm așa numitul chiul. Deci se pleca elevul de la ora cu tare, dintr-o clasă, 1-2, din... Și atunci am introdus... consemnarea absențelor și obligatorie, așa cum spune regulamentul, și consemnarea frecvenței de către profesorul care este de serviciu în timpul zilei. În principiu avem acest serviciu organizat în două schimburi. Schimbul întâi 7-13, suntem singura școală cu programul de la 7 și mie îmi pare rău că este așa, dar suntem... E vorba de spațiu. Da. Și atunci un profesor are atribuții de serviciu pe școală o jumătate de zi și alt profesor în ziua în care n-au ore, în ziua metodică. Acolo unde aveam greutăți, căutam soluții. Și am luat frecvența în fiecare oră. Deci dacă noi spunem că profesorul trebuie să descățească într-un moment al orei frunțile copiilor, adică nu să-i ținem încordați și stresați, cred că poate și profesorul să-și permită pentru 3 secunde numărul de absențe. Aceste absențe sunt consemnate în raportul ofițerului de serviciu și el ajunge în studiu la noi. Și iată, noi nu avem
absenți. Dacă veniți într-o zi, în oricare ora zilei la Motru, constatăm că la acele clase, jumătate din ele, 17-18 clase, noi în total avem majoritatea 0 absențe, 1 absent, deci 0, 1, 2. Și probabil aceia sunt din motive obiective. Da, obiective. Cel de-al doilea lucru pe care l-am introdus aici a fost, da, elevul are o problemă, el nu mai vine la școală mâine că pleacă cu părinții undeva. Regulamentul școlar a permis ca să legalizăm acest lucru. Părintele vine chiar și în ziua aceea, vine cu o solicitare să învoim copilul de la școală având o problemă personală. În momentul ăla el semnează, crește responsabilitatea părintelui și dă încredere profesorilor școlii că nu sunt responsabili poate de acte petrecute dincolo de școală. Acum, sigur, noi ne dorim să educăm copiii, comportament manierat în diferite împrejurări. Nimeni nu-i oprește să intre într-un restaurant, să intre să consume un suc, o cafea. Este o problemă care se adresează tineretului nostru și care face parte din viață. Și în Occident și peste tot. Peste tot, peste tot. Dar a te purta maniera, civilizat, în înțelegere cu ceilalți. Democrația nu înseamnă încălcare, democrația înseamnă respectarea strictă a regulilor. Și noi am considerat și le-am spus adesea elevilor, dacă respectăm cea mai importantă regulă, o regulă a bunului simț, celelalte reguli ar veni după aceasta de la sine. Ne bucurăm, de exemplu, când vedem un profesor cu un grup de elevi care stau, discută o problemă de cultură, o problemă de școală și consumă un suc cu ei sau suntem împotriva băuturilor alcoolice. Asta este firesc. Nici nu ne bucurăm de o faimă de genul ăsta. Sigur, mai sunt cazuri de excepție. Pleacă din familie, pleacă din anturajul lor. Anturajul este foarte important după mine în rândul copiilor. Da, ce vreau să v-am redat această situație pentru că mi-a rămas așa pe retină, dar nu ieșeau, deci chiar se comportau foarte civilizat și nu arătau, doar se vedea pe fața lor că sunt de o anumită vârstă, de că sunt adolescent. Asta, așa am putut să depistez că sunt elevi de liceu. Dar apropo de situația asta, de secretul unei reușite despre care e leitmotivul acestei emisiuni, dumneavoastră ne-ați dezvăluit, printre altele, câteva din aceste lucruri. Faptul că n-aveți absenți, faptul că urmăriți foarte atent elevii înseamnă foarte mult, mai ales în ziua, în prezent până la urmă, când iată școala nu mai reușește să-și facă această datorie sau în orice caz în multe locuri nu se mai reușește să se implice foarte mult în viața comunității. Din diverse motive, pentru că sunt și comunități mai închise care nu sunt deschise către amestec cu școlii foarte mult. Da. Bine, pe de altă parte, dumneavoastră aveți de gestionat la Motru o situație, vă aminteam, situația mai bună, în sensul copiii care au și o anumită stare materială, dar bănuiesc ca peste tot și mai ales că sunteți într-o zonă care și-a redus activitatea economică destul de mult în ultimii ani, sunt și copii cu probleme. Și de ordin material și de faptul că poate sunt părinții plecați dar nu reușesc să le trimită nu știu ce, deci trebuie să gestionați și asemenea, că n-aveți numai copii cu situație, să nu se înțeleagă asta, că aveți numai copii cu situație materială foarte bună. Gestionați aceste lucruri și apropo de acțiunile de voluntariat, ați reușit chiar să faceți programe Euroșcola care au fost apreciate la Bruxelles și dovadă că cred că sunteți printre puținele școli care au trei, da. Da, deci rețin bine, trei... Iar ultimul program Euroscola a fost câștigat de colegiul George Coșbu pe locul întâi în țară. Felicită, nu știam deci, asta, dar oricum sunteți, da. Da. Sigur, primul e mai greu, după aceea apare experiența. Îmi pare rău că nu avem mai multe, nu numai Euroscola, să avem, eu știu, o mai largă plaja lor. Însă nu le neglijăm. Copiii, elevii noștri învață foarte mult din astfel de programe. E o deschidere către Europa. Ca să mergi în Parlamentul European și să desfășori o activitate de tip parlamentar, nu este chiar simplu. Dar noi avem foști elevi de-ai noștri care lucrează în Parlamentul European. Elevi de-ai noștri. Avem elevi de-ai noștri care sunt profesori în străinătate, la Universitatea din Bordeaux, din Franța. Doi foști elevi ai Colegiului Național George Coșbuc sunt profesori la Universitatea 4 din Bordeaux.
E extrem de interesant, da. Și în același timp lăudabilă pentru, da, școala de unde au plecat. Da, dar nu numai categoria aceasta. Avem elevi răspândiți în toată Europa. Noi, cu părere de rău, ne spunem lucrul ăsta, că am dorit să fie în România. Aici să-și aducă contribuția, eu știu, la ridicarea calității învățământului, ridicarea calității sănătății, mediului înconjurător și așa mai departe, în industrie, în agricultură. Deocamdată însă rămânem undeva acolo unde constatăm că este economia noastră. Oltenia, zona asta, are economie mono, un minerit care e mereu în cădere pentru că este consumator și nu are productivitate sau eficiență cărbunele scos la noi, datorită costurilor ridicate. Sigur că atât cât se dezvoltă economia, atunci și celelalte sectoare merg mai bine, mai ales că sectoarele bugetare trebuie să fie susținute, să aibă sustenabilitate economică. Altfel e mult mai dificil. Ne apropiem de finalul emisiunii, în ultimile minute care ne-au mai rămas. Aș vrea să aflu părerea dumneavoastră sau, să spunem așa, cum vedeți dumneavoastră anii ce urmează pentru învățământul, atât la nivel național, dar mai ales pentru învățământul din Motru, ținând cont și de realitatea economică pe care o aveți în zona respectivă și pe care o cunoașteți foarte bine. Da. Totuși, învățământul românesc este într-o reformă. Acum, această reformă nu trebuie să fie prea îndelungată, că se pierd punctele forte ale sale. Deci, o reformă trebuie să aibă totuși un început și văzute finalitățile ei, deci prevăzute, previzionate acolo, încât să putem să o facem. Dacă economia se dezvoltă, acum, dacă o luăm după statistici, constatăm o dezvoltare a economiei noastre. În ce moduri, pe ce direcții, rămâne să studiem, să vedem. Dacă economia se va dezvolta, sigur că și învățământul va căpăta acele prerogative care să creeze copiii noștri, să-i ducă, să-i formeze pentru viitor, pentru societate. E normal că sunt legate. Finalitățile sunt legate de dezvoltarea economică. Deci, încheiem într-o... Eu văd pozitivă, totuși. Da, încheiem într-o notă optimistă. Nu vă lăsăm să plecați fără să ne faceți o promisiune că reveniți la microfonul emisiunii noastre și cu alte lucruri, pentru că ar mai fi fost lucruri de discutat, că pe care ne propuseți să le discutăm și n-am mai apucat. Da, promit și îmi face plăcerea să vă promit și în numele colegilor mei care mi-au acordat această încredere de a lua destinele școlii împreună cu dumnealor și a ridica-o undeva unde să fim mulțumiți și să mulțumim comunitatea noastră de... Vă mulțumim! Dragi telespectatori, a fost domnul Valeriu Drulă, directorul Colegiului Național George Coșbuc din Motru. Mulțumim pentru atenție! La revedere!